În pragul sărbătorilor de iarnă, cu sprijinul angajaților unei companii care se ocupă cu citirea, măsurarea și mentenanța conturilor de energie electrică, dar și cu sprijin din partea unor oameni cu suflet care au făcut donații, zeci de pachete alimentare au ajuns la două familii nevoiașe din satele Călinești și Cracul Lung. Din cauza drumului greu accesibil, pentru ca ajutoarele să ajungă la nevoiași, s-a apelat și la membrii unui grup de off-road care au transportat ajutoarele. Cu emoție și bucurie în suflet, darurile au fost primite de cele două familii greu încercate de viață. Copiii ăștia mei, ce să faci? Ce să facă și el cu două mâini, ea cu copilul mic? El are serviciu, lucrează? Nu. Nu are serviciu nu, nicio? Dar e ea alocația, trecut și el la... Ajutorul social? Da. Ei, dar nu ești niște și 2 milioane. Da, e greu. Bine, mumă. Bine, hai, să rămână. Vă mulțumim frumos și să trăiți 1000 de ani. Să rămână și Crăciun fericit. În fiecare zi, femeia din imagini își conduce copiii pe jos pe o distanță de 24 de kilometri din satul Călinești până la școala din Bâlvănești. Familia vrea să le oferă copiilor acces la educație, lucru ce le poate oferi un viitor mai bun. Ce faci? A venit moșu? Da. Și ăsta la alt copilul l-a vezi la grădiniță, la școală? Băiatul la întâia și fetița la grădiniță. Și ăsta e unul. Păi și mergeți în fiecare zi să-i luați? Da. În Bâlvănești? Da, în fiecare zi mergem. Duceți dimineața și luați după amiază? Da. Dacă nu și dimineața și stăm și luăm, nu mai venim că vedeți copilul pe aici, pe la noi. Păi și unde stați? Noi aici și stăm. Nu, unde stați până termină copilul? Stăm la magazine. Bine. Vă urăm un Crăciun fericit și un an nou cu sănătate mult. Satul Cracul Lung rămâne aproape complet izolat iarna, iar oamenii se descurcă aici așa cum pot. Și aici dacă aveți ceva, dacă vă îmbolnăviți, ceva? De îmbolnăvă, aia e treaba, că aici nu jos, se poate baga salvarea, că eu nici eu nu stăteam dacă nu venea ea aici, că plecam la mutul, că nici mă lovește pastile în fiecare zi. Aici cu chirie stați? Nu e casa noastră, da, am venit chirie aici. Păi și cât plătiți chirie aici? Nu ne-a lăsat om așa, că a zis, cu timpul să facem bani. E la baltă. Emoția Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă a fost așadar reaprinsă. Coordonatorii campaniei umanitare au mulțumit televiziunii Severin pentru sprijinul acordat pentru mediatizarea campaniei și urează tuturor sărbători fericite.